Bună, dragilor, și bine ați venit la un nou episod alături de studenți în străinătate, la Global Confederation of Romanian Students. Numele meu este Vlădu Gegea, studiez în anul 4 în Rotterdam, la Rotterdam Business School, iar în această seară mă aflu alături de Cristina, Patricia și Andreea. O să-i dau cuvântul Cristinei să se prezinte și apoi și alte două colegele noastre. Bună, numele meu este Cristina, sunt studentă în anul 1 de master în Groningen. Și studiez Computing Science. Patricia? Bună, sunt Patricia și sunt sunt elevă în clasa 12 la Mate Info în Piatra Neamț. Andreea? Bună, eu sunt Andreea și sunt elevă în clasa 12 în Constanța, iar din septembrie o să studiez Drept Internațional și European la Groningen. Uite, voiam să încep discuția din acest episod, întrebându-le pe colegele noastre din România, în principal de ce au ales să studieze în Olanda, programul pe care l-au ales și cum au aplicat la facultate și pentru cei de acasă, pentru a înțelege exact procesul. O să încep cu Andreea. La mine a fost o poveste puțin mai lungă, pentru că inițial voiam să fac mate și mă gândeam să mă duc în Anglia, dar după toată povestea cu Brexit-ul a trebuit să mă reorientez la o altă țară. Am avut noroc că n-am făcut parte din generația care a prins fix în anul acela să nu mai poată aplica în Anglia și am mai avut un an în care să mă hotărăsc. Am început să fac niște research, între timp am schimbat și domeniul pe care voiam să merg, mi-am dat seama că nu mai vreau să fac mate și vreau să văd cum ar fi să fac și altceva. M-am gândit la drept internațional și european. Mai auzisem de la o prietenă foarte bună care e anul acesta în Groningen că va merge să studieze acolo și am zis că poate încerc să mă uit la universități din Olanda. Am studiat, bineînțeles, din mai multe țări programe de drept internațional și european și tot aici am ajuns, că asta a fost cea mai bună concluzie pentru mine. Erau cele mai bune programe din toată Europa. Așa că s-a restrâns numărul foarte mult, am aplicat la câteva dintre ele și l-am ales pe acesta. Tu, Patricia? Eu mereu am știut că vreau să studiez informatică, numai că ramura pe care vreau eu să studiez nu se leagă neapărat de gaming sau de software development sau engineering sau ceva de genul ăsta, se leagă mai mult de security și în România nu prea este foarte dezvoltată ramura asta, așa că am început să mă uit prin străinătate, pe la mai multe facultăți să văd dacă este vreun program asemănător cu ce aș vrea eu să fac pe viitor și când l-am descoperit pe cel de la Leiden University, cel de Security Studies, am spus că ăsta este programul meu și acolo trebuie să merg. Și acolo am intrat. Mulțumim pentru introducere. Înainte să trec mai departe și să vă pun alte întrebări, voiam să întreb pe Cristina, care a spus că este la master în Groningen, dacă ea și-a terminat bachelor în Olanda sau în România? Nu, din păcate nu am făcut bachelor în Olanda. Aș fi vrut, dar am avut niște probleme atunci când a trebuit să aplic, așa că am făcut facultatea în București, am terminat poli. Și poți să ne faci o comparație, pentru că tu ai terminat facultatea în țară, acum ești la master, dacă ne poți să faci o introducere, cum este la facultate în țară versus Olanda? Sincer, este neașteptat de diferit și chiar dacă, adică mă așteptam să fie la același nivel, sunt oarecum la același nivel de dificultate, numai că ceea ce mi se pare foarte greu aici este cât de des îți dau ei examenele. Pentru că aici sunt semestrele împărțite în blocuri, adică din două luni în două luni ai câte 3-4 examene. Și mi se pare, adică chiar dacă materia este la același nivel de dificultate, este mult mai rapid și trebuie să ții pasul non-stop și să înveți constant. Nu poți să lași totul pe sesiune, cum făceam în România. Dar în afară de asta, este de asemenea și foarte mult research. Adică eu când am ajuns aici, eram foarte paralel cu cum se scrie un raport științific, cum face research și am ajuns aici și trebuie să fac o groază. Adică este foarte diferit. Ești la facultate de științe, la master în științe aplicate sau de cercetare acum, de research? Da, și asta este o poveste. Eu sunt la RUH, în Groningen și practic n-am știut la ce aplic. M-am uitat, am văzut facultate bună, am zis, haide că o fac pe asta, dacă tot am ales o facultate în afară, măcar să fie bună. Și am ajuns aici și este foarte teoretic, este de research.
Și nu știam asta, credeam că o să fie cam ca la poli, așa, unde trebuie să faci assignment-uri și pe asta primești nota. Dar aici unii profesori au spus, a, nu ne interesează codul, vrem să vedem cum ai făcut raportul și research-ul legat de cod. Și eram foarte diferit, adică na, nu am știut, dar acum mergem în față dacă am ajuns aici. Dacă ar fi să dai timpul înapoi, ai căuta un master de științe aplicate pe domeniul tău sau ai merge în continuare cu cercetarea? Aș căuta un master pe științe aplicate, da. Ca să le explicăm și celor de acasă, în Olanda sunt două tipuri de universități și știu că și în Germania, Viena și mi se pare că mai este o țară în Europa care oferă aceste tipuri de universități. Ai universități de cercetare, research universities, și ai și applied science universities, unde eu am terminat acum bachelorul. Diferența este, de exemplu, la bachelor că faci 4 ani în loc de 3 și ai inclus automat obligatoriu un internship și un exchange. În schimb, la research nu ai un internship obligatoriu, ai doar un exchange, dar acel exchange nu este obligatoriu. Poți să-l faci numai dacă îți faci tu hârtiile și faci o cerere anume, cum știu că este și în țară. Din câte știu, exchange-ul nu este obligatoriu, numai cei care își doresc. Iar la master, o să spun din experiența mea, o putem întreba pe Cristina după, știu că la research este un an de zile masterul, la științe aplicate este un an de zile dacă faci tot master de științe aplicate. Dacă te transferi de la științe aplicate la research, la master, trebuie să faci jumătate de an sau un an de zile de pre-master în funcție de domeniul pe care l-ai studiat, de dificultate. De exemplu, dacă te muți de la... ai studiat medicină, să spunem medicină, mult spus pre-med înainte și vrei să faci acum un MBA, probabil o să faci un an întreg de pre-master în afaceri pentru că nu ai domeniul respectiv, nu ai făcut cursurile. Dacă tu ai studiat înainte afaceri pe științe aplicate și acum vrei să faci un master în afaceri pe cercetare, faci numai câteva luni pentru că îți lipsesc doar anumite module de statistică sau în funcție de ce nu ai mai făcut. De exemplu, știu că la în Haga ai acel program de științe aplicate pe drept. Și dacă vrei să urmezi după cei 4 ani de drept un master de research, ai de făcut 3 luni pentru Groningen, un pre-master. Tot așa am văzut la cineva din GCRS. Acum vreau să te întreb pe tine, Andreea, sau pe Patricia, dacă aveți întrebări pentru noi care am stat în Olanda de ceva timp și aveți niște curiozități. Uite, mă gândeam eu, cam care a fost prima voastră impresie când ați ajuns în Olanda? Adică mi se pare că e totuși o diferență față de România și atunci care a fost impresia voastră? Uite, o să răspund eu primul. Pentru mine, eu trebuia inițial să plec în state, deci impactul nu a fost atât de mare, deoarece îmi doream foarte mult să studiez în afară. Și când am ajuns în Olanda, pentru mine a fost un șoc la cât de drăguți erau oamenii, de exemplu, cât de toată lumea vorbea engleză, nu mă așteptam la așa ceva, toată lumea era extrem de primitoare, orice problemă aveam, puteai pur și simplu să întrebi un străin pe stradă, te ajuta, îți căuta pe internet, dacă nu aveai tu internet, suna pentru tine, toată lumea era extrem de amabilă. În prima mea zi, când am ajuns în aeroport, de exemplu, nu știam cum să ia biletul de tren când ieși din Schiphol și cineva a venit cu mine, m-a ajutat să cumpăr biletul de tren și ca să fie sigură că nu mă pierd, a venit până în Rotterdam cu mine și de acolo mi-a explicat cum să ajung la cazare, lucru pe care nu l-am întâlnit cel puțin în locurile în care mai locuit sau în România înainte. Iar legat de facultate, de prima interacțiune, cred că primul șoc a fost universitatea, modul în care se predă, profesorii, cum se comportă cu tine, cum te adresezi unui profesor, cum sunt colegii, cum sunt clasele. Nu știu cum este, de exemplu, pentru Cristina la Research Universities, doar că la Applied Science ai clase foarte mici, începi cu o clasă de 30 de persoane și apoi, pe parcurs, de exemplu, dacă lumea drop out sau renunță la facultate, se combină clasele și la final devin ori din ce în ce mai mici, ori devine o clasă foarte mare, dar oricum tu o să fii într-o grupă de 6-7 persoane, deoarece la Applied Science faci foarte multe proiecte, totul deține de proiect, totul deține de tot ce aplici în facultate și totul lucrează în grup de echipă. Nu știu cum a fost pentru tine, Cristina. Eu am ajuns în Olanda foarte târziu pentru că au dat un mail vara asta pe 16 iulie, ceva genul ăsta, unde au spus că nu știm dacă o să fie online sau nu și... mă rog, în România când spui că nu știi dacă o să fie online, înseamnă că sigur e online. Așa că nu mi-a făcut niciun plan și ne-au anunțat pe la jumătatea lui august că o să fie de fapt fizic. Și nu aveam cazare, nu aveam nimic plănuit. Am ajuns în Olanda duminică înainte să încep facultatea, luni. Și am fost tot așa, am fost șocată de cât de drăguți erau oamenii. Și exact, toată lumea vorbea engleză, deci puteai să întrebi pe oricine și te ajuta. Și toată lumea este foarte friendly, adică oamenii sunt foarte friendly aici și vi se bagă în seamă cu tine pe stradă random, doar ca să vorbească cu tine.
fără să fie ceva creepy neapărat, cum ar fi în România dacă ar veni cineva la tine. Și legat de facultate, am ajuns în campus aici și arată extraordinar, mai ales în comparație cu Poli, care este foarte vechi. Am făcut poze, am trimis la toată lumea în țară să vadă cât de șmecher arată aici campusul. Și de asemenea orașul, mi se pare că este foarte, chiar dacă este un oraș mic, este foarte verde, foarte multe parcuri și locuri de joacă pentru copii. Și da, adică pe total mi se pare mult mai bine decât în România. Mai ales că na, cu parcurile poți să mergi oriunde, adică ai în cartier cel puțin un parc și na, mergi oricând, adică nu trebuie să te muți, nu știu, cum stăteam eu la Gorjul în București până tocmai în Herăstrău sau în Mogioroș, care tot e departe. Ai prins loc? Vreau să întreb, Cristina, dacă ai prins loc la Cămin sau ai aplicat la cazare privată? Am avut foarte mare noroc, pentru că încă un, adică încă un exemplu de cât de drăguț sunt olandezii. Aici, în Groningen, au făcut, niște studenți au înființat o asociație care se numește SOS Groningen, din cauza faptului că nu aveau locuri de cazare oamenii și studenții. Și au găsit oameni care aveau fie o cameră, fie un apartament sau o casă pe care nu mai foloseau, să le dea oamenilor, să le dea studenților pentru un timp până își găsesc. Și chiar am avut o doamnă foarte drăguță și m-a lăsat să stau în casa ei pentru că ea nu mai locuie acolo timp de 2 luni aproape, fără să-mi ia chirie măcar. Adică eu m-am oferit să-i dau chirie și a zis nu, doar să plătești utilitățile, că oricum țin chirie la casa asta, adică oricum o țineam, doar că era goală. Și mi s-a părut foarte drăguț din partea ei și am fost foarte recunoscătoare. Și după aia am reușit să-mi găsesc prin noiembrie, cred, mi-am găsit pe un grup de Facebook. Eu acum am un cont pe site și Andreea și Patricia vă recomand să vă faceți contul ăsta, dacă nu l-ați făcut deja, fie pe room.nl, fie pe Warning Groningen, ceva de genul ăsta. Asta pentru Andreea, că ea vine în Groningen. Și acumulez puncte și eu o să vreau să mă mut anul viitor și sper să am destule puncte cât să iau un studio. Ai vrea să te muți anul viitor, că vrei să-ți continui studiile? Scuze că tot întrerup. Sau ai vrea să te angajezi în Groningen după în domeniu? Păi, chestia e că este 2 ani masterul aici. Deci anul viitor o să fiu în continuare studentă. Și vreau să mă mut în studio pentru că, mă rog, adică sunt în casă. Eu acum locuiesc într-un student house, dar e ca și cum aș fi singură. Nu, adică nu interacționez deloc cu colegii. Dar aș vrea să fiu într-un studio ca să fie al meu și aș vrea să-mi iau o pisică. Și sper să mă lase cu o pisică. Asta este problema. Uite că tot ai spus de chestia asta, mi s-a părut foarte drăguță de persoanele care te lasă în apartamentele lor, că nu ți-a luat cazare. Acest lucru nu s-ar putea întâmpla în Rotterdam, din nefericire, deși este această țară. Rotterdam este extrem de scump legat de chirie și este extrem de greu să-ți găsești. Nu știu cum este în Groningen acum, dar în momentul de față este extrem de greu să-ți găsești o cameră în Rotterdam și prețurile au luat-o complet la asta. La fel este și aici. Eu plătesc, scuze că te-am întrebat, eu plătesc ceva genul 300 de euro, dar este foarte ieftin. Am văzut camere pe la 600 de euro, adică este o cameră, nici măcar nu ai baia ta sau bucătăria ta. Cum să dai 600 de euro pe o cameră mică? Adică, da, e groaznic. De asta v-aș recomanda, Andreea, Patricia, dacă puteți în primul an să aplicați din timp. Știu că, de exemplu, în Rotterdam ți te aplică în iunie sau în mai, nu mai știu exact acum luna, dar că se aplică de foarte devreme pentru a prinde loc la Cămin. Știu că prioritatea au cei din afara Europei, doar că acum cu COVID-ul, nu știu dacă mai sunt restricții, sincer, sau dacă o să vină la facultate, dar majoritatea, în principiu, au prioritate cei din afara Europei, dar dacă aveți noroc, prindeți camera la Cămin, este cea mai ieftină variantă și este și cea mai bună din perspectiva înregistrării la primărie, preț, calitate, legat de studenți, că o să fiți întotdeauna înconjurat de studenți, mereu o să vă găsiți prieteni. Majoritatea prietenilor mei de acum sunt cei pe care am cunoscut în student housing-ul din Rotterdam și este mult mai ok și vă ajută, vă dă posibilitatea de a sta un an de zile și în acel an de zile puteți să vă căutați sau să vă împrieteniți cu alți studenți, să vă luați cazare privată mai târziu sau să vă găsiți un studio în funcție de orașul în care sunteți. Da, și din experiența mea ar trebui să fiți foarte rapide, pentru că eu am crezut că cazarea asta pentru studenți aici este suficientă cât să intre toți studenții. Și n-am fost pe fază, dar aparent s-au dat camerele în 5 minute de la SSH în Groningen. Eu m-am trezit a doua zi și eram, haide să-mi rezerv o cameră. Și după aia nu era nimic și eram, wow.
Mai aveți, vreau să te întreb, Andreea, atunci dacă mai aveți și alte curiozități înainte să trecem la subiectul următor. Da, eu vreau să vă întreb puțin despre ce ar trebui noi să facem odată ce ajungem în Olanda. Adică, care credeți că sunt cei mai importanți pași? Uite, legat de acest subiect, vreau să le amintesc celor de acasă că aceste informații le pot găsi și pe site-ul nostru, alături de un ghid pentru părinți despre cum se poate aplica la noi, să fii colaborator cu noi și cum să aplici la facultate în Olanda. Găsiți un întreg ghid pe site-ul nostru. Legat de experiența mea privată acum, sincer, primul lucru pe care ți-l aș recomanda este să faci programare la municipalitate. Acest lucru depinde foarte mult și de orașul unde ești. În Rotterdam știu că era o problemă foarte mare, deoarece locul pe care l-am avut eu a fost că căminul meu în primul an era în afara Rotterdamului, deci eu aparțineam de o altă municipalitate și am prins programare la 3 săptămâni după ce am ajuns în Olanda, doar că colegii mei care nu stăteau la cămin și locuiau în Rotterdam, abia au prins în octombrie locul să ducă la municipalitate să-și facă înregistrarea, asta însemnând după 2 luni bune de august și septembrie de Olanda. Și ți-a foarte mult din procesul ce ține să iei BNS-ul, nu poți lucra, nu poți să-ți faci asigurare medicală, te trage foarte mult înapoi. După aceea îți recomand foarte mult să ai cazare dinainte. Dacă nu ai cazare, să te duci în view-uri peste tot, să-ți cauți imediat cazare. Nu-ți recomand să stai la hostel mai mult de o lună, este prea mult. Am cunoscut din experiență personală colegi de facultate care au stat mai mult de o lună în hostel și după aceea tot nu și-au găsit cazare și se mutau din hostel în hostel. Este imposibil să înveți, să locuiești normal, mai ales ca și student. Și să te duci la Introduction Week. Nu știu cât de important este, pentru mine a fost foarte important să te duci la toate activitățile din Intro Week, la toate petrecerile, la toate activitățile, să cunoști colegii și profesorii. Nu știu acum pentru Cristina care a fost. Da, eu am ajuns aici, n-aveam cazare, așa că am stat în hostel o săptămână până am găsit-o pe domnișoara de la asociație care mi-a împrumutat casa ei. Deci cazarea este foarte importantă și după aia, cum a spus și Vlad, este foarte, foarte important să-ți faci programare. Mi se pare, nu sunt sigură, dar mi se pare că poți să-ți faci programare chiar din România pentru o dată după ce ai ajuns. Pentru că durează foarte mult. Eu când m-am programat, cred în octombrie și după aia mi-au dat programarea abia la jumătatea lui noiembrie. Deci după o lună și jumătate. Și te trage foarte mult în jos pentru că chiar nu poți lucra. BSN-ul ăla este ca un fel de CNP pe care tu l-ai aici. Și într-adevăr, eu n-am fost la Introduction Week pentru că am ajuns prea târziu, dar am fost pe lângă Introduction Week, cel puțin la mine, au fost evenimente de la Asociația de Computing Science în primele 2 săptămâni după, de când a început facultatea. Și chiar e foarte important să mergeți la cât mai multe evenimente pentru că așa îți faci prieteni. Adică eu așa am cunoscut oameni cu care încă vorbesc și încă ieșim aici. Și da, cred că este foarte important să încerci să-ți faci prieteni, pentru că altfel o să te simți un pic singur. Dar pentru că este o schimbare foarte mare. Uite, acum propun să vorbim puțin despre, am vorbit de subiectul de cazare. Nu o să mai vorbim despre biciclete, bănuiesc și Cristina și eu am folosit bicicleta peste tot și vă recomand și vouă, este cea mai ieftină variantă. După ce începeți să colaborați cu noi, veți beneficia și de transport gratuit, ceea ce este minunat, deoarece puteți merge din Amsterdam, în Groningen, în Rotterdam, în Haga, peste tot, în timpul săptămânii, fără să plătiți nimic. Aveți varianta în schimb, de exemplu, dacă vreți să o transferați am uitat cum se cheamă, OV chip card, să transferați travel product-ul din timpul săptămânii în weekend, de 2 ori pe an sau de 3 ori pe an, nu mai țin minte exact. În schimb, de exemplu, dacă locuiți în Haga și aveți facultate la 2 minute, mergeți pe jos, puteți să vă puneți din start travel product-ul pe weekend și atunci în weekend puteți călători și merge gratuit. Dacă locuiți, cum am locuit eu, în afara Rotterdam, și să mergeți la facultate în fiecare zi, vă recomand să nu dați banii pe metrou. Vreau să vorbesc puțin de procesul de aplicare la facultate. Din experiența mea, care a fost acum 4 ani, am aplicat, din ce țin minte, cu foaia matriculă, a trebuit să traduc absolut toate documentele în engleză, am aplicat cu testele de engleză, am aplicat cu, țin minte, și cu scorurile, deoarece am aplicat prima dată în state. Știu că mi-am luat efectiv tot dosarul pe care l-aveam și am transferat toate documentele când am aplicat în Olanda și mie mi-au luat în considerare scorurile de la SAT și nu a mai trebuit bacul. Nu știu dacă voi când ați aplicat, de exemplu, Patricia și Andreea, când ați aplicat acum, dacă v-a cerut ceva de la...
Da, ok, se pare că vreau să o întreb puțin. Pot să spun că din experiența mea am avut nevoie de foaia matriculă, așa cum zicea Vlăduț, de punctajul meu care l-am obținut la Cambridge. Știu că se multe universități acceptă și IELTS și TOEFL, dar știu că TOEFL e mai mult folosit în America. Și mai știu că există câteva facultăți care acceptă și competențele de la bacalaureat, dar nu pot să spun sigur ca ce universități. În afară de asta, chestia cu bacul a fost că la mine am spus că o să primesc diploma mai târziu, așa că o să o trimit în momentul în care o primesc și eu am fost de acord cu chestia asta. La tine, Andreea? La mine a fost aproximativ la fel. Am mai avut nevoie, fiind program de social sciences, humanities, am avut nevoie de un eseu, o scrisoare motivațională pentru fiecare dintre facultăți. Și pentru tirburi, din ce țin minte, am făcut și un matching form de dinainte, ca să nu mai fiu nevoită să-l fac în perioada de matching care a fost, cred, acum o săptămână sau ceva. Eu am trimis rezultatele de la IELTS, dar cum spuneai și tu, am observat că se acceptă toate testele de engleză și am citit că la unele facultăți și competențele de la BAC. Și nu a fost foarte complicat. Adică la mine, de exemplu, cum ai spus și tu, se cerea diploma de bacalaureat, o să le-o trimit atunci când o primesc, dar nu mi-au pus limită de notă, mi-au spus doar că trebuie să le trimit cam la BAC-ul. Cam atât. Așa pot să spun că a fost și la mine. Nu mi s-a impus nicio limită nici la o materie, să zici că trebuia să iau la matematică, nu știu, 8 sau 9. Pot să iau doar bacul. Și eu a trebuit să dau și admitere, pentru că în afară de Leiden, eu am mai aplicat și la Delft, la Computer Science, și am dat... acum o lună, cred, am dat o admitere care conținea matematică, informatică și puțină logică și un teamwork assignment. Și nu pot să zic că a fost foarte greu, doar ei mi-au trimis niște materiale înainte și m-am pregătit din acelea și eu fost strict dat din materialele acelea. Uite, pentru mine, scuze-mă. Ceva asemănător a fost și la mine la facultate. N-am avut examen propriu-zis pentru admitere, dar am dat două examene în perioada de matching. Mi s-au dat tot așa materiale de pregătire, am avut și câteva lectures pe anumite subiecte. Au fost pe două capitole mari, drept internațional și drept european. Se legau cumva între ele, trebuia să parcurg toate materialele și să văd lecturile în acea săptămână. Iar apoi, oricând voiam eu, puteam să dau cele două examene, erau obligatorii. Adică, deși nu mi-afectau admiterea, eram deja admisă condiționat cu bacalaureatul la facultate. Perioada de matching e obligatorie și în cazul în care nu o parcurgi, ți se retrage oferta. În cazul în care o parcurgi, nu contează rezultatul. Important e doar să primești un verdict de la facultate. Știu că la noi a fost color-coded. Era ceva cu roșu, galben și verde. Și dacă primeai verde, te potriveai pentru facultate. La tine, Cristina, că spuneai ceva înainte. Pentru mine a fost... adică eu a trebuit să le dau licența, adică diploma de licență, doar că nu aveam încă. Așa că le-am trimis o adeverință că am terminat, pentru că diploma de licență, cel puțin în România, se dă cam la un an după ce termin cu adevărat licența. Dar le-am trimis o adeverință, toate actele evident au trebuit traduse în engleză și tot așa foaia matriculă, deși nu mi-au cerut nicio medie sau ceva, au vrut doar să vadă notele per total. Și cam atât. Mă rog, aplicând de la... licență din afară la master aici, trebuie să plătești o taxă, ceva de genul 100 de euro dacă nu mă înșel, și a fost o surpriză, adică da, nu știam, așa că n-am aplicat la mai multe pentru că ar trebui să o plătesc de fiecare dată și am avut noroc că am intrat la prima facultate.
Voiam să te întreb, Cristina, când ai aplicat, deoarece eu, de exemplu, când aplic acum la master, sunt în proces de a alege masterul final, la toate programele la care aplic îmi cere o medie minimă de 7,5 și voiam să te întreb dacă așa este și pentru cei care vin din afară sau doar pentru cei care studiază în Olanda. Nu, așa este și pentru cei care vin din afară, dar cred că depinde de facultate. De exemplu, prima mea opțiune a fost Delft. Numai că mi-au cerut 8 în momentul aplicării, ceea ce nu aveam, adică o poveste foarte tristă, aveam 7,92 și le-am spus că o să fac 8 și un pic când o să termin și mi-au spus că nu interesează, că ei vor atunci să am 8. Așa că, da, da, depinde de facultate. De exemplu, aici în Groningen nu mi-au cerut nicio medie. Și înainte de a termina acest live, voiam să le mai dau încă o dată oportunitatea Andrei sau Patriciei, înainte de a se termina, dacă mai au alte curiozități legate de viața de student, înainte de a lua avionul și să se mute în Olanda. Uite, de exemplu, mă gândeam, voi doi fiind la facultăți, unul de Applied Sciences și unul de Research, cam care ar fi cele mai interesante proiecte la care ați luat parte? Că mă gândesc că sunt pe arii destul de diferite. Vrei să încep eu sau tu, Cristina? Poți să încep tu, e ok. Ok. Uite, de exemplu, la mine cred că cel mai interesant proiect a fost în anul 2 de facultate. Eu fiind la științe aplicate, fiind studiind afaceri, a trebuit în anul 2 să deschidem o afacere. Cu grupul meu mic de 30 de oameni de clasă a fost împărțit în 4 grupe. Am avut o echipă de 7 oameni și fiecare echipă a trebuit să strângă un capital de 1600 de euro, să facem un business plan. Totul era foarte researchy, deci noi suntem la științe aplicate, deoarece anul 2 este singurul an în care faci foarte multă statistică și prin acest proiect dovedeai că știi și poți să treci mai departe modul de statistică. A trebuit să importăm produsul deoarece trebuia să fie din afara Europei, a trebuit să-l vindem și am avut un minim de profit pe care trebuia să-l atingem pentru a trece proiectul. Norocul nostru, foarte mare noroc, mult spus, a fost că pandemia a lovit fix atunci, fiecare s-a mutat în țara lui și au eliminat acea marjă de profit pe care trebuia să o atingem. Fiecare a vândut tot ce avea și s-a terminat. Și la final, echipa care a câștigat a fost cea care a avut cel mai mare profit. Pentru mine a fost o experiență minunată, deoarece ți-a dat posibilitatea să lucrezi un semestru pe o funcție. De exemplu, eu am făcut un semestru marketing pentru acel startup al nostru. Semestrul următor am făcut finanțe și așa am înțeles ce îmi place și cu ce se organizează fiecare domeniu, cum să lucrezi. Aveam colegi care lucrau HR, de exemplu, aveam colegi care lucrau ca CEO și fiecare primea o notă diferită în funcție de rolul pe care îl avea și era evaluat de profesorul de la materia respectivă. Eu, de exemplu, am primit note de la marketing și finanțe, cel care era CEO, să spunem, sau HR, a primit note de la profesorul de operations și de resurse umane și tot așa. A fost cel mai interesant proiect pentru mine, în care am învățat, pot spun, cel mai mult, deși nu mi se preda la modul de teorie atât de mult pe cum probabil Cristina are în momentul de față la master. Am pot spune că am învățat mult mai mult în acest an de zile de teorie decât în toată facultatea cu toată teoria pe care am făcut-o. Cum a fost pentru tine, Cristina? Pentru mine cel mai interesant proiect a fost chiar recent, în semestru, în blocul ăsta l-am avut. A trebuit să organizăm noi ca studenți un fel de simpozion unde și pe lângă faptul că noi l-am organizat cu totul, a trebuit să și scriem în grupe de câte doi articole științifice care pot cu adevărat să fie, adică o să fie și publicate. Deci un articol științific cu adevărat. Și a fost foarte interesantă toată organizarea, pentru că a trebuit să găsim sponsori, a trebuit să vorbim cu cei de la facultate să ne lase să împrumutăm, să rezervăm camerele, sălile. Și per total a fost interesant research-ul de făcut, pentru că, adică cercetarea, pentru că e ceva cu adevărat nou. Eu ce am făcut a fost un review al mai multor aplicații și a decurs foarte bine. Și te ajută și în prezentare, pentru că la simpozion a trebuit fiecare să-și prezinte articolul și sunt skill-uri foarte importante pe care trebuie să le ai când prezinți ceva, pe care eu nu le-am avut în România aproape deloc, n-am avut experiența asta. Și am venit aici și am învățat să vorbesc în public, pentru că nu este primul proiect pe care l-am avut unde a trebuit să prezint ceva către o audiență. Da, vreau să-ți scuze.
Vreau să le mulțumesc celor de acasă pentru că s-au uitat la noi. Vreau să mulțumesc ție, Cristine, și celor două colegi ale noastre, Andreea și Patricia, pentru că au fost alături de noi, pentru toate întrebările lor, și sperăm să nu plecați, să vă uitați și la episodul următor și ne așteptăm data viitoare. La revedere!